niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui? Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci Irod a chemat nascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, stăm înaintea Ta în seara aceasta și îți mulțumim de binecuvântările care ni le-ai dat până în prezent, prin timpul de închinare, în rugăciune, prin contribuțiile personale care au fost, prin slujirea copilașilor noștri. Mulțumim, Doamne! Mulțumim pentru toți cei care au slujit până acum. Te rugăm să-i binecuvânți. Doamne, în continuare stăm înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău și am vrea ca să ni-l descoperi. Am vrea ca să ni-l deschizi. Te rugăm frumos, avem nevoie de Tine ca să ne vorbești prin Duhul Tău cel Sfânt fiecăruia în parte în seara aceasta. Doamne, lasă ca mesajul nostru, mesajul cuvântului Tău, mesajul acesta să penetreze ființele noastre. Fă, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să-L aplice la ființele noastre, la inimile noastre, ca să plecăm de aici oameni transformați de Tine. Te rog frumos, în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, împreună cu acest popor, mă unesc și spunem: vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Amin, vă rog să ocupați locurile. Nu cred că există o altă categorie de oameni care au intrat în contact cu Domnul Iisus Hristos, ați observat, ați văzut sceneta copilașilor, și despre care să existe o confuzie mai mare decât magii. Magii sunt categoria de oameni care au intrat în contact cu Domnul Iisus și despre care toate lucrurile sunt mistificate într-un fel sau altul. Mulți oameni n-au înțeles exact istoria magilor și de multe ori ceea ce spun oamenii despre magi este incorrect. Sunteți de acord cu mine? Sunteți de acord cu mine pentru că știți că spun adevărul din Scripturi. Dar noi avem o cântare care o cântăm, sau copiii o cântată mai devreme. Noi cei trei crai din răsărit. Câți erau? Niște crai din răsărit? Erau niște magi. Da, cântarea cum spune? Noi trei crai din răsărit, da? Așa spune cântarea. Ei, în primul rând, ei nu erau crai. Dacă te uiți în dicționar, un crai este un împărat, un rege sau un domnitor. Ei nu erau trei. Nu ni se spune Biblia că erau trei. Ei aduc trei daruri, dar nu spune Biblia câți erau. Puteau să fie mai mulți. Și este foarte posibil că în caleașca pe care ei au venit și în suita pe care ei au avut-o, erau mai mulți de trei. Mai mult, dacă ar fi crai, ar fi venit cu soldați, ar fi venit cu alai mare, mare, mare de tot, că l-ar fi speriat și pe Irod probabil că puțin.
Dar despre aceștia nu există nimic domnesc în ei, nu există nimic împărătesc. Erau parte a monarhiei preoțești. Erau un fel de preoți sau mai degrabă, ei se identificau cu ceea ce noi citim în cartea lui Daniel despre cititorii în stele. Oamenii aceștia încercau să afle viitorul din stele. În lumea greco-romană, care era o lume foarte religioasă, în felul ei, oamenii aceștia erau un fel de preoți. Dar cu siguranță nu erau crai. Ei veneau de undeva dinspre răsărit, care poate să fie din Persia, care este Iranul de astăzi, sau chiar din Babilon, care este Turcia de astăzi. Călătoria lor a fost de aproximativ 1500 de kilometri. Să călătorească până la Betleem. Și ca să facă călătoria aceasta, acești magi au trebuit să treacă niște obstacole serioase. Dar ei au avut o dorință. Au văzut pe cer ostia și dorința lor a fost să meargă acolo să vadă ce se întâmplă. Au citit. Au citit în scrieri că ei au venit la țintă. Au venit, au văzut steaua și au zis, steaua aceasta este a împăratului nou care se naște, că așa i-a spus lui Irod, nu? Dar ca să poată intra în contact cu Iisus, ca să ajungă în prezența lui Iisus, acestui nou împărat, magii aceștia au avut de trecut peste niște bariere foarte serioase. Hai să ne gândim pentru o clipă la noi. O mare parte dintre noi care suntem aici îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn al vieții noastre, da? A fost o zi în care, prin credință, am spus, Doamne, începând de astăzi, vreau să fiu în familia Ta. Îl primesc pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața mea, îmi predau viața mea Lui și începând de astăzi vreau să trăiesc pe baza cărții astea, Sfânta Scriptură. Și de aici a început o călătorie. Domnul Iisus a atins de noi în ziua aceea, dar de atunci încoace, fiecare dintre noi tot mai mult îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Amin? Căutăm să-L cunoaștem, să ne identificăm cu El. El este Cel care oferă importanță și valoare vieților noastre. Ca urmare, vreau să știu ce are să spună cu privire la viața mea. Și mă uit aici în cartea asta. Cartea asta mă învață pe mine cum să-I fiu plăcut Lui. Îmi arată mie cine este El. Mă învață cum să trăiesc pe pământul acesta, ca El să fie mulțumit de mine și ca eu să pot să ajung în împărăția Lui când va veni vremea. Dar, am o întrebare. Din momentul în care, printr-o mână ridicată sau am verbalizat lucrul acesta, am spus și eu vreau să-L urmez pe Iisus Hristos și până astăzi. Spuneți-mi, am avut de întâlnit bariere în viața noastră, în viața de credință? Cine a avut? Cine a avut? Îl lăsă pe amândouă. Toți am avut. Absolut toți am avut de întâmpinat bariere. Și oamenii aceștia au avut de întâmpinat trei bariere extraordinare. Când au decis că vor să meargă să se întâlnească cu Iisus Hristos, cu acest împărat nou născut, ei au trebuit să treacă peste niște bariere și sunt bariere pe care tu și eu, fiecare dintre noi, trebuie să le depășim dacă vrem cu adevărat să-I fim plăcuți lui Dumnezeu și dacă vrem cu adevărat să-L cunoaștem pe Hristos. Că vedeți voi, oamenii au de trecut bariere în viață și noi avem și alte bariere care n-au de a face cu viața noastră de credință. Dar dacă vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos într-un mod unic, într-un mod autentic și personal, să știi că vei avea de trecut peste niște bariere. Și haideți să vedem care sunt barierele acestea. Versetul 1. După ce s-a născut în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi de la răsărit. Au venit niște magi de la răsărit. Oamenii aceștia, în primul și în primul rând, au avut de trecut peste bariera comodității. Ei n-au zis, mă, plouă duminica asta și stăm și noi. Ei n-au zis, nu merge metrou și mi-e greu să merg cu autobuzul. Ei n-au zis, mi s-a stricat mașina și cum să mă duc eu cu transportul în comun. Ei n-au zis, bă, nu vine autobuzul și n-am cum să merg 15-20 de minute pe jos. Nu! Oamenii aceștia au trecut peste bariera comodității în dorința lor de a se întâlni cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.
Au călătorit 1500 de kilometri prin deșert, călare pe cămilă sau pe jos. Au avut probabil că undeva o caleașcă de vreo 50 de oameni. N-a fost ușor, lucrul acesta n-a fost convenabil, lucrul acesta n-a fost comod pentru ei ca să ajungă în prezența Mântuitorului. Dar au fost foarte hotărâți să-L cunoască pe acest nou împărat. Și ca urmare au zis, vrem să plătim prețul acesta, indiferent cât ne costă, vom plăti prețul acesta al comodității, ca să ajungem să vedem pe acest nou împărat. Și s-au pornit la drum și au ajuns la capitală, unde normal stau împărații, nu-i așa? Acolo se așteptau să-L găsească pe Iisus. Dar au fost surprinși mai târziu să găsească pe acest rege născut într-un sat mic, uitat de lume, la vreo 10 km de Ierusalim. De ce s-a născut acolo? De ce Domnul Iisus Hristos s-a născut în Betleem și nu în Ierusalim? Acum, eu m-am născut la Vaslui. Vin aici și am pe permisul de conducere englezesc, scrie place of birth, locul de naștere, scrie Vaslui. Englezii probabil că se gândesc că e ceva prin Țara Galilor. Dar copiii mei s-au născut la Londra. Îmi place treaba, sună bine. Copiii mei s-au născut la Londra, da? Am venit aici, am petrecut 15 ani de zile în țara asta, copiii mei s-au născut la Londra, slavă Domnului. Se duc în România și zic, oh, născut la Londra. Ok, te vrem. Sper că se va întâmpla. Glumeam. Dar Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a ales ca Fiul Lui să se nască într-un sat neînsemnat din Iudeea. Într-o iesle din Betleem. Acolo s-a născut. Așteptatul Mesia. De ce? Mica, cu sute de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, prorocește prin Duhul Sfânt și spune așa, și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se sună până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Și tu, Betleeme, Mica a prorocit că Domnul Iisus Hristos se va naște în Betleem. Putea Dumnezeu să mai schimbe planul acum când El l-a înștiințat pe Mica de lucrul acesta? Nu. Dar observați ce au făcut magii aceștia. Cum au trecut ei peste barierile acestea ale comodității peste care noi nici măcar nu avem negru sub unghie în comparație cu ceea ce ei au avut de trecut și noi de multe ori nu trecem. Ei s-au cheltuit. Ar trebui să-și plătească argați, robi, poate oameni care să-i păzească, au îndurat dificultățile călătoriei, au suportat frigul nopții. Țineți cont că în zonele acelea, ziua poate să fie plus 40 sau 50 de grade și noaptea poate să fie minus 20. Diferențe de temperatură extraordinar de mare. Și ziua au suportat năduful zilei și noaptea frigul nopții. Au fost împrimejde din partea barbarilor, din partea bandiților, din partea animalelor sălbatice. Dar au perseverat. Au înaintat zi după zi și n-au vrut să renunțe până când n-au ajuns la destinația lor, până când nu s-au întâlnit cu Iisus Hristos. Mă întreb oare, pentru cei care vin de 2, 3, 5 ori pe an la biserică, pentru cei care spun, când îi întreb că sunt ai Domnului și vin numai o dată în lună, sau numai atunci când își amintesc, sau numai atunci când au chef. Mă întreb oare aceștia cum vor putea să-L cunoască pe Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii, cu adevărat? Păi dacă vreau să-L cunosc, dacă chiar vreau să-L cunosc, mă duc să mă întâlnesc cu frații mei care și împreună să-L cunoaștem, să avem părtășie cu El. Dacă chiar vreau să-L cunosc, pun mâna pe cartea asta care este Cuvântul lui Dumnezeu și o studiez și caut să-L descoper pe Dumnezeu din Scripturi, pe Iisus Hristos din Scripturi. Ține cont. Dacă îl cauți pe Dumnezeu, dacă vrei să-L cunoști pe Iisus Hristos numai atunci când lucrul acesta ți este convenabil, când nu ai de muncă sau când nu ești obosit sau când te-a prins vremea prin preajma bisericii și hai să intri și tu,
te asiguri de un lucru. Nu-l vei putea cunoaște. Nu-l vei putea găsi. Oamenii aceștia au mers o perioadă bună de timp ca să ajungă să-L cunoască și să-L găsească pe Iisus Hristos. Și dacă vei fi indiferent față de Mântuitorul, poți să-L găsești? Nu, n-ai cum, nicio șansă. Dar după ce ai aflat de ceea ce El a făcut pentru tine, mai poți să stai nepăsător? Mai poți să stai neliniștit? Mai poți să stai deoparte? Mai poți să stai indiferent? Îți trăiești zilele ca și cum nu ai aflat nimic? Nu! Dacă cu adevărat conștientizezi că Iisus Hristos s-a născut în lumea aceasta pentru tine, atunci lucrurile încep să se miște în viața ta, în inima ta, în ființa ta. Încep să fii un alt om, încep să cauți să fii în prezența Lui, încep să cauți să-L cunoști tot mai mult, să te apropii de El, să-L simți, să-L guști. Spune psalmistul, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. În fiecare zi să te înfruptezi din El, din cuvântul Lui, ca El să ți se descopere, ca să ajungi să cunoști cuvântul care îți dă viață. Dacă după ce L-ai cunoscut, dacă după ce te-ai apropiat de El și L-ai cunoscut și L-ai găsit, rămâi pasiv, rămâi neroditor, indiferent, trăiești în continuare în păcat, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Oh, e ok, am mai auzit și de astea, o știu și pe asta, e ok. Dacă ăsta este stilul tău de viață, și ești indiferent față de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine prin Iisus Hristos, uite ce spune Scriptura în Evrei, capitolul 10, cu 20, de la 26 la 31. De fapt, 26. Spune așa, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, dragii mei, spune Scriptura, nu mai rămâne nicio altă jertfă pentru păcate, nicio jertfă pentru păcate. Există o plată pentru păcat. Există o jertfă pentru păcat. Și jertfa aceasta este Iisus Hristos. Plata aceasta este Iisus Hristos. El a murit în locul tău ca tu să poți să fii iertat. Și dacă după ce auzi mesajul Lui, rămâi indiferent, continui să-L neglijezi, continui să trăiești viața ca și până acum, nu mai este nimic altceva pentru tine. Dumnezeu nu mai are alt fiu pe care să-L dea la moarte pentru tine. El are un singur fiu, Iisus Hristos este numele Lui, Domn al domnilor și Împărat al împăraților. Și dacă alegi să nu crezi în El și să trăiești în continuare cum ai trăit până acum, Dumnezeu nu mai are altceva pentru tine. El nu are un plan B, El nu are un alt fiu sau o fiică pe care să o trimită să moară și pentru tine. Poate te vei trezi. Nu, nu. Dacă continui să păcătuiești, Biblia spune așa, că nu mai există altceva pentru tine și ceea ce există, singurul lucru care mai există pentru tine este o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Asta este singurul lucru care mai rămâne. Oh, dar eu fac bine. Oh, dar eu mă duc și dau de pomană. Oh, eu cunosc pe cineva care toată averea și-a dat-o de pomană la nu știu ce mănăstire. Căzând că își poate cumpăra un loc în cer. Hai să fim serioși. Nu se poate ajunge în cer prin fapte bune. Noi nu facem fapte bune ca să ajungem în cer. Noi nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Noi facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Noi facem fapte bune pentru că deja aparținem cerului. Și când cerul este în inima noastră, ceea ce este în inima noastră este transformat în ceea ce mâinile noastre face. Este arătat prin ceea ce mâinile noastre fac. De-aia facem fapte bune pentru că suntem mântuiți. Cine crede că poate ajunge în cer pe baza bunătății lor, nu face altceva decât, spune Scriptura, să calce în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și să batjocorească pe Duhul Harului. Și, dragii mei, vă asigur de un lucru. Această atitudine va fi aspru pedepsită. De ce? Pentru că Dumnezeu ți s-a oferit ție și tu îl respingi. Ești prea ocupat cu ale tale. Prea ocupat cu ale tale. Dar învață de la magi. Uite-te cum au călătorit magii atât de mult. Aceștia au trecut prin multe obstacole ca să se poată întâlni cu Iisus Hristos. Și tu astăzi n-ai de făcut mare lucru. Dumnezeu vine și ți-o oferă și tu îl respingi. Zici, Doamne, n-am nevoie de tine. Cum se poate una ca asta?
Câți dintre noi respingem pe Domnul Iisus? De multe ori l-am respins, în nenumărate rânduri. Tu ești normal? Un cadou din partea bisericii în timpul predicii? Da. Acceptați? Fii serios, du-și ia loc, așteaptă până la terminarea bisericii. Nu, acum, dacă se poate, nu? Nu se poate. Din partea bisericii, un mic cadou. Ți-am spus, atenție. La terminarea bisericii, ce nu înțelegi? Du-te cu cadoul tău de aici. Ce-i cu oamenii ăștia? Ok, treaba e regizată. Vedeți voi? Chiar dacă Tudor și-a ales cel mai prost moment să vină să-mi dea mie un cadou din partea voastră și mulțumesc, nu e așa că e ceva în tine care zice, mă, come on, îl faci de râs, o fi el mai ales momentul prost, dar chiar acum să-l fugărești așa? Ați gândit așa? S-a întărtat Duhul în voi, zicând, hai, primește ce-i cu tine? Ați gândit așa? Ați gândit, da? Hei, vreau să vă spun că noi facem exact la fel cu Dumnezeu. Exact la fel cu Dumnezeu. Dumnezeu vine și ne oferă nouă un cadou și noi spunem, n-am nevoie! Dumnezeu vine și ne oferă mântuirea în dar și tu zici, oh, mă descurc, nu-mi trebuie. Dar ești sărac lipit pământului, ești gol prin lăuntru spiritual și ai nevoie de mântuirea lui Iisus Hristos. Îți plânge sufletul după dâlirea cu El. Și tu îi spui lui Dumnezeu, Doamne, n-am nevoie. De câte ori nu i-am făcut noi așa? Dacă inima ta ți s-a întărtat pentru un cadou care mi l-a dat, a vrut să mi-l dea mie și nu l-am primit. Imaginează-ți cum plânge inima lui Dumnezeu în momentul în care îți spune, Fiul meu s-a născut pentru tine. Și tu rămâi pasiv, neimpresionat. Asta face Dumnezeu. Oferă tuturor celor care vin la Iisus Hristos, tuturor celor care vin la El, îl oferă pe Iisus Hristos, darul Lui suprem, darul Lui extraordinar, darul vieții veșnice, într-un mod gratuit. Nu trebuie să faci nimic altceva decât să te întorci de la păcatele tale care te robesc de eternitatea fără de Dumnezeu. Asta face păcatul cu noi. Vrea să ne robească, vrea să ne încătușeze pe fiecare dintre noi ca astfel să putem să ajungem în fundul iadului. Și noi zicem de multe ori, Doamne, cadoul Tău nu mi-este suficient. O, oh, Doamne, știu, veșnicia e mare, lungă, dar e departe, e acolo, nu pot vedea că am solzi pe ochii spirituali și nu pot să văd. Dacă mi-ai dat și aici o mașină și o casă, că tot am venit la Londra și vreau ceva și dacă îmi dai să îmi pot plăti chiria sau un job bun sau dacă, eu știu, îmi dai o sumă de bani și mă duc în România și îmi fac acolo și acolo mă pocăiesc și acolo te slujesc și acolo. Minciuni. Asta e minciuna diavolului. Cu asta te amăgește diavolul. Zici, oh, nu acum, un pic mai târziu, să te realizezi și tu un pic. După aia când ajungi la bătrânețe, îți zice diavolul, știi, ești cam bătrân acum. Ăștia nu mai au nevoie de tine la biserică acolo, la ce te mai duci? Sau du-te și tu când vezi că nu e nouă roată afară și nu te dor șoldurile și oasele din cauza reumatismului și te duci și tu odată la lună sau când crezi că poți. Așa face diavolul cu noi. Și auzi, știi, poate te duci mai târziu, chiar înainte să mori, ca să-ți poți rezolva problema păcatului. Și ajungi în prag de moarte și vine diavolul la tine și zice, auzi, știi ce, acum să te mai pocăiești? Păi dar ce, dacă nu l-ai slujit pe Dumnezeu toată viața, acum crezi că poți să o faci? Crezi că te mai primești acum? Am fost la, vă spuneam de sora Rodica, care a trecut în veșnicii, a mers la Domnul. O întreb, sora Rodica, ce vrei să te rogi Domnului? Ea zice, vreau să mulțumesc Domnului. Pe mine m-a smerit Dumnezeu prin femeia asta într-un mod extraordinar.
Cu o oră înainte să moară, femeia aceasta știa că moare, era în dureri și în suferințe enorme, cumplite. Cu o oră înainte să moară, știi ce spune? Vreau să mă rog de mulțumire. N-am auzit un cuvânt de cârtire din gura ei. Uite așa îi zbâcnea trupul de durere. Era niște anesteziante extraordinar de mari. Așa făcea trupul. Sora Rodica, aveți dureri? Da, mă doare. Știi ce vrea să roage? Să-i mulțumească lui Dumnezeu. Și așa a fost și când a fost aici. O țineți minte? Eu aud, slavă Domnului, spunea. Slavă Domnului! O femeie care a știut că Dumnezeu i-a dat pe fiul ei prea iubit. În dar. Era cel mai mare cadou care l-a putut primi vreodată. Și dacă tu respingi aceasta, dacă tu respingi cadoul acesta, dacă tu bagiocorești Duhul Harului și dacă este atât de bagiocoritor să respingi pe cineva care vine și îți dea un cadou, gândește-te cum crezi că va fi pentru tine care vei respinge Fiul lui Dumnezeu. Care va fi răsplata? Dar, să știi, dacă vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu, va trebui să depășești și tu barierele care au trecut magii. Și prima barieră a fost bariera comodității. Dacă vrei să ai parte de Dumnezeu, dacă vrei să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al tău într-un mod personal, să îți însușești ceea ce El a făcut în viața ta, persoana Lui să fie în viața ta, atunci va trebui să treci peste barierele comodității. Dar nu numai atât. Uite ce au mai făcut magii. Ca să ajungi la Hristos, și tu și eu și magii, au trebuit și noi trebuie să trecem peste barierele culturale. Versetul 2. Și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua înrăsărit și am venit să ne închinăm lui. Spuneți-mi, ar fi fost ușor pentru magii aceștia să spună, ok, noi suntem oameni de știință, cum noi cunoaștem ce s-a scris, cunoaștem că steaua aia semnifică nașterea unui împărat din Israel, din Betleem. Cunoșteau, da? Înainte să se pornească în călătorie. Acum, era ușor pentru ei să spună, noi știm că steaua se va naște din Iacov, va fi un împărat evreu, prin urmare, n-are treabă cu noi. Puteau ei să spună asta? Asta are de face cu oameni dintr-o altă țară. Puteau sau nu puteau? Sigur că puteau. Totuși, au zis ei, împăratul ăsta este unul special, care n-are cum să fie numai împăratul evreilor. Iisus, au zis ei, nu-i numai pentru evrei. Iisus este pentru noi, într-un mod personal. Mai mult, lucrurile acestea se întâmplau la 1500 de kilometri depărtare. Distanța aceasta este ca și cum ai parcurge în zilele noastre, cu mașina, 150.000 de kilometri. Ceva de genul ăsta. Care, după cum spun unii, ar putea să ia aproape un an de zile. Un an de zile să stai la volan ca să ajungi să cunoști un rege. Lucrul ăsta nu era ceva foarte ușor. Dar nu e așa că de multe ori lucrul acesta ni se pare și nouă, distant. Auzi vestea bună, vestea împăcării lui Dumnezeu. Auzi că Iisus Hristos a venit în lumea noastră în zilele acestea. Auzi că Iisus Hristos a născut. Cântăm, auzim colinde peste tot și totuși ni se pare ceva distant. Într-o țară îndepărtată, într-un loc îndepărtat. Zici, nu-i pentru mine. Iisus ăsta vostru mă depășește. Iisus ăsta a vostru nu-i pentru mine. Dar să știi, dacă tu vrei cu adevărat să-L cunoști pe Iisus Hristos, va trebui să treci peste barierele culturale. Mulți oameni în zilele noastre minimalizează însemnătatea lui Iisus Hristos și ei spun, este doar o opțiune, că este doar o cale, că îi avem și pe musulmani care vin și ei și zic, și pretind viața veșnică, îi avem și pe budiști, îi avem și pe
Ce s-a mai înființat acum o religie? S-a înființat acum săptămâna trecută sau a fost la știri săptămâna trecută? Religia științei, Scientology. O aberație și o prostie extraordinară. Ei au devenit religie și se închină la ceva. Și aceștia îți vor spune că dacă te joci cu știința și, fantezezi cu știința, poate că ajungi undeva. Oamenii vin și spun, Iisus este doar o cale, este doar o opțiune, ca și cum ai cumpăra o mașină și ai zice, hai să mai pun și opțiunea asta și pe asta și pe asta și dacă mă duc pe la fiecare și sunt unii care zic, păi eu mă duc și cu musulmani, eu mă duc și cu budiștii și cu creștinii și dacă mă duc pe la fiecare și dacă mi-au toate opțiunile, mi le pun în căruță, o ajunge eu undeva. Ce ziceți? Se poate sau nu se poate? Nu, desigur că nu se poate. Pe Iisus nu ai cum să-L ai în viața ta dacă nu îl adaugi la viața ta, dar într-un mod primordial. Lui trebuie să oferi locul esențial în viața ta. El nu va veni, nu se va atinge de viața ta, nu va intra în viața ta cum trebuie dacă tu nu îi oferi locul esențial în viața ta. El este singurul care trebuie să aibă loc în viața ta ca să te poată binecuvânta. El, dacă zici că crezi în El, ori este Dumnezeu, ori este impostor. Da? Păi nu merge și cu una și cu alta. Dacă îți mai iei și pe alții în cârcă și zici, îl am și pe Iisus Hristos, dar am și pe alții, înseamnă că nu-L crezi pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu. Atunci ele poate jumate Dumnezeu, jumate impostor. Și zice Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa despre aceștia cu jumătățile de măsură? Pentru că ești căldicel, am să te vărsi din gura mea. Nu merge cu jumătate de gură. Ori Dumnezeu, ori impostor. Una din două. Și dacă ai venit aici în seara aceasta, ca să ai parte de El și de viață veșnică, să știi că va trebui să treci peste barierele culturale pe care societatea le aduce în calea ta. Bariere care apar în viața ta în fiecare zi. Care spun că multe căi duc la Dumnezeu. Lucrul acesta nu e adevărat. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat exact opusul acestei gândiri. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Ce a spus mai departe? Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există o altă cale. Numai prin Iisus Hristos. Cine nu moare în păcat cu Iisus Hristos va merge în iad. Punct. Cine nu moare în păcat, cine nu este în Iisus Hristos, cu Iisus Hristos, în momentul răpirii, va petrece eternitatea fără de Dumnezeu. Să nu vă înșelați, dragii mei. Lucrurile nu sunt gri, sunt albe și negre. Deci, ca să poți să ajungi la Domnul Iisus Hristos, va trebui să treci peste barierele comodității, peste barierele culturale și, în al treilea rând, magii au mai avut de trecut peste o anumită barieră. Bariera criticii. Uitați versetul 3 ce spune. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Au trebuit să treacă peste critica împăratului și a Ierusalimului. Nu toată lumea vrea pe Iisus Hristos. La unii li se întărâtă duhul în ei când le spui că ești creștin. Aici, în țara asta, spui la unii că ești creștin, unii te întreabă, dar ce e aia? Spui la alții că ești creștin și vezi că nimic nu se schimbă la ei. Spui la alții că ești creștin și vezi cum se înfurie pe tine, vezi cum te penalizează. Vorbeam aseară cu cineva și îmi spunea, domne, când plecăm de la biserică, mâncăm la la un fast food din ăsta. Și cel de acolo, de la fast food, ne știe că suntem pocăiți, suntem creștini și ne-a scumpit pizza cu un pound la fiecare. Unii când aud că ești creștin te vor penaliza. Așa era și pe vremea magilor. Irod a fost tulburat. Tulburat foarte mult de întrebarea magilor. Irod a fost un împărat fără de scrupule. A fost un nebun fără de Dumnezeu. Istoria spune că el la un moment dat era într-o criză financiară. Și a selectat cei mai bogați oameni din țara lui și a zis ca să iasă imperiul din criza financiară, trebuie să avem averi la acești 45 dintre cei mai bogați oameni din împărăția lui. Și ce credeți că le-a făcut?
I-a omorât pe toți cei 45 cu familiile lor și le-a confiscat averile pentru a acoperi deficitul împărăției. Oricine era în opoziție lui Rod era executat. Nu stătea la discuții. Soția lui, una dintre soțiile lui, trei dintre copiii lui, soacra lui au fost executate de el. Au fost omorâți. Când era aproape să moară, știind că nimeni nu-l va boci, a dat o lege ca la moartea lui, din orice familie din Imperiu, să se omoare o persoană. Ca tot Imperiul să plângă, ca tot Imperiul să fie în jale și în bocet. Acum imaginați-vă, nebunul ăsta este pe tron. Intră magii în palatul împărătesc, acesta e pe tron și magii spun, îl căutăm pe rege. Și Irod zice, voi sunteți chior, nu vedeți? Nu mă vedeți pe scaun aici, pe tronul împărătesc? Cine crezi că altcineva stă pe tronul împărătesc? Nu, stai să-ți explicăm. Noi nu te căutăm pe tine. Noi căutăm un rege nou născut, un prunc nou născut. Și acum parcă îl văd pe Irod cum se înfurie. Și magii zic, stai, uite, noi am văzut steaua din răsărit, spune Scriptura. I-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Dacă mai ziceți asta o dată, vă omor. Ha? Imaginați-vă scena aceea de la palat. Dragii mei, ca tu să-L poți găsi pe Iisus Hristos, ca tu să poți să ajungi în prezența lui Iisus Hristos, va trebui să depășești barierele criticii în același mod în care magii au făcut-o. Oamenii vor zice, pocăit în sus, pocăit în jos, într-un fel sau altul. Te va băga și te va scoate, te va ridica și te va înălța, îți va spune tot felul de lucruri care poate n-ai vrea să le auzi, care te rănesc. Vei fi penalizat la muncă, vei fi marginalizat pentru că nu te duci să te socializezi cu ei. Când colegii tăi ies de la muncă și intră în bar, vinerea seara, așa fac, ei ce muncesc dau pe bere la sfârșitul săptămânii și vor vedea că tu nu te duci cu ei, te vor critica. Uneori te vor penaliza, alteori te vor da afară. Pentru că ești pocăit, pentru că tu-L cunoști pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. Dar ca să te poți apropia de El tot mai mult și tot mai mult, va trebui să treci peste barierele criticii. Și când decizi să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, cu întreaga ta ființă, când decizi să-L îmbrățișezi pe El ca Mântuitor și Domn al vieții tale într-un mod personal, oamenii nu vor înțelege. Oamenii vor începe să te critique și oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate despre tine. Oh, ia te uită și la Sfântul ăsta! Și toate astea datorită faptului că ei nu înțeleg. Vorbeam zilele acestea la telefon cu Lilian, da? Îl știți pe Lilian? Este tipul acesta care s-a pocăit de vreun an de zile, este la noi în biserică, are vreo 35 de ani și acum este plecat în concediu în România. Și e prima dată după ce s-a pocăit că merge în țară. Îmi spunea înainte să plece în țară că el a făcut toate relele care se pot face, probabil în afară de a omoră pe cineva. Și acum s-a întors în România și a dat nas în nas cu foștii lui amici. Amici de prele, amici de curvie, amici de lucruri brele și așa mai departe. Și îmi spunea la telefon săptămâna asta că, îmi zicea, frate, toți se îndepărtează de mine. Toți mă țin la distanță, toți se feresc de mine, până și familia mea. Până și familia mea. Săracul Lilian. A luat o razna. A nebunit băiatul nostru. Nu-i și ideal lui mai bine să se ducă să dea în cap și să tâlhărească sau să fure? Sau să curvească sau să distrugă familii sau să facă cu tare și cu tare lucru? Ia uite, ce l-a apucat și pe el acum? Să se liniștească băiatul. Ăsta a greșit. Dar adevărul este, dragii mei, că atunci când Iisus Hristos vine în inima ta, și asta e ceea ce l-am sfătuit și pe el, atunci când Iisus Hristos intră în inima ta, este timpul ca anumite relații să se schimbe. Vin unii oameni în viața ta,
Și vin unii oameni în viața ta și alții pleacă. Intră Iisus Hristos în inima ta și spune: prieteniile astea nu-s bune. Tovărășire rele strică obiceiurile bune. Spune-mi cu cine te însoțești și îți voi spune cine ești. Și intră Iisus Hristos în inima ta și spune: oh, de prietenii ăștia trebuie să te lași. Îți faci alții la biserică. De întâlnirile astea, la întâlnirile astea trebuie să renunți. Du-te la biserică și ai grijă acolo și slujește cu frații și trăiește împreună cu biserica. Magii au trebuit să facă la fel. Să treacă peste barierele fricii și peste barierele criticii. Care, observați, nu veneau numai de la Irod, ci observați, cine altcineva s-a mai tulburat? Tot Ierusalimul! Tot Ierusalimul! E interesant! Tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Ierusalimul era o cetate mare pe vremea aceea, era un centru comercial mare, erau mii și mii de oameni în vremea aceea în Ierusalim. Tot Ierusalimul, spune Scriptura, s-a tulburat împreună cu el. Imaginați-vă că ieșeau magii din prezența împăratului și oamenii strigau: ia uite-mă, împărat, ați avut un nou împărat, ați nebunit, ce-i cu voi? Tot orașul era împotriva lor. Dragii mei, nu-i ușor, să știți că nu-i ușor să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, dar urmându-L pe El, noi vom găsi în El viața veșnică și iertarea păcatelor. De aceea, când pui în balanță lumea aceasta și cu Iisus Hristos, Iisus Hristos întotdeauna va fi mai greu, va cântări mai mult. Iisus Hristos întotdeauna va fi singurul, unicul și primul pe care să-L alegi în orice circumstanță. Îl cunoști tu pe El? Ca să-L alegi, trebuie să-L cunoști. Îl cunoști tu pe El? Dragul meu, seara aceasta, momentul acesta de aici, poate să fie un moment etern pentru tine. Și dacă nu ești sigur, poți să fii sigur chiar acum, chiar aici, chiar în momentul acesta. Magii au căutat un rege, un împărat de curând născut. L-au găsit? L-au găsit, bineînțeles că l-au găsit. Tu ce cauți? Sufletul tău are forma lui Dumnezeu. Acolo trebuie să intre Duhul lui Dumnezeu să locuiască în tine. Este Iisus Hristos regele tău? Tu ce cauți? El este regele meu. Și eu sunt foarte bucuros să pot să-L slujesc pe El. Foarte bucuros să aparțin împărăției Lui, da? Oamenii te vor disprețui, da? Oamenii te vor persecuta într-un fel sau altul. Te vor vorbi de rău, te vor critica, vor râde de tine. Îți vor pune obstacole în față. Dar să știi, Biblia spune în cartea Apocalipsa, cineva răbda până la sfârșit va fi mântuit. Haideți să vă spun o descripție a acestui rege măreț. Iisus Hristos este numele Lui. A fost un păstor, Lockbridge, și acesta a dat o descripție extraordinară a lui Iisus Hristos. Și aș vrea ca să vă spun și vouă. Despre regele meu, Iisus, este vorba aici. Regele meu. Biblia spune că El este regele iudeilor. Și aceasta îl face regele unei rase. El este regele lui Israel și aceasta îl face regele unei națiuni. El este regele neprihănirii, El este regele veacurilor, El este regele cerului, El este regele gloriei, El este regele regilor și domn al domnilor. El este regele meu. Îl cunoști tu pe El? David spune, cerurile declară gloria lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. Nu există unitate de măsură care să definească dragostea nelimitată a regelui meu. Nici cel mai puternic telescop nu poate apropia conturul tărâmului Lui de provizii. Nici o barieră nu îl poate împiedica pe El în a-și revărsa binecuvântările asupra ta. El este veșnic puternic. El este în totalitate sincer, este etern, neclintit, este în permanență grațios, El este un împărat, un puternic imperialist, El este nepărtinitor și miros. Acesta este regele meu. El este Fiul lui Dumnezeu.
El este salvatorul păcătoșilor. El este piesa centrală a civilizației. El există prin El însuși. Este cinstit, este unic, este fără seamăn, este fără de precedent. Este suprem, este desăvârșit. El este cea mai măreață idee în literatură. El este cea mai înaltă personalitate în filozofie. Este doctrina fundamentală a teologiei adevărate. Acesta este regele meu. El este miracolul veacurilor. Este superlativul oricărui nume bun cu care alegi să-L numești. El singur este în stare să se ocupe de toate nevoile noastre simultan. Este disponibil pentru cel ispitit și pentru cel încercat. El are milă și El salvează. Este un Dumnezeu puternic și El ghidează. El vindecă bolnavii. El curăță leproșii. El iartă păcătoșii. El dă drumul celor apăsați. El eliberează prinșii de război. El protejează pe cel neajutorat. El binecuvintează pe tânăr și slujește pe nenorocit. El cinstește pe bătrâni și dă premiul celui sârguincios și înfrumusețează pe cel blând. Îl cunoști tu pe El? El, Iisus Hristos, regele meu, El este un rege al cunoștinței. Este fântâna înțelepciunii, este poarta de scăpare, este cărarea păcii, este drumul neprihănirii, este șoseaua sfințeniei, este ușa de intrare în glorie. Este mărețul învățător, este capitanul cuceritorilor, El este capul eroilor, este liderul legislatorilor, este supravegătorul învingătorilor, este guvernatorul guvernatorilor, este prințul prinților, El este împăratul împăraților și El este domnul domnilor. Slăvit să fie numele Lui. Acesta este regele meu. Da, El, Iisus Hristos, regele meu. Puterea Lui este măreață. Promisiunea Lui este sigură. Lumina Lui nu are egal. Bunătatea Lui este nelimitată. Îndurarea Lui este veșnică. Dragostea Lui niciodată nu se schimbă. Cuvântul Lui este suficient. Harul Lui este îndeajuns, domnia Lui este dreaptă, jugul Lui este bun și sarcina Lui este ușoară, slăvit să fie El. Aș vrea să ți-L pot descrie, dar El este de nedescris, El este de necuprins, El este de neînvins, El este irezistibil. Vin să-ți spun că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, cu atât mai puțin omul să-L poată explica. Nu-L poți scoate din minte, nu-L poți da de pe mâinile tale, nu poți trăi mai mult ca El și nu poți trăi fără El. El, căruia fariseii nu i s-au putut împotrivi, au aflat că nici măcar nu-L pot opri. Pilat nu i-a găsit nicio vină, martorii nu L-au putut învinovăți, Irod nu L-a putut omorâ, moartea nu L-a putut manipula și mormântul nu L-a putut ține. El a existat dintotdeauna și va exista pentru totdeauna. Nu a avut predecesor și nu va avea succesor. A fost nimeni înaintea Lui și va fi nimeni după El. Nu-L poți da afară și nu-și va da demisia. Acesta este regele meu. Da, slavă Domnului! Acesta este regele meu. A Lui este împărăția și puterea și slava. Toată puterea aparține regelui meu. A Lui este puterea și gloria. Noi de multe ori încercăm să obținem putere și glorie și prestigii pentru noi înșine. De multe ori facem aceasta. Dar toată gloria este a Lui și numai a Lui. A Lui este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor și în veci. Și în veci. Cât de lung este aceasta? Cine poate să-mi spună? Și în veci. Și în veci. Și când ai terminat cu toți vecii, oricât de mulți vrei să pui, atunci, amin. Acesta este Iisus Hristos, regele meu. El poate să fie și regele tău. În seara aceasta El se poate apropia și de tine. S-a născut în lumea noastră pentru ca toți cei ce vor să trăiască veșnic cu Dumnezeu să ajungă să-L cunoască pe El. Și ca să ajungi să-L cunoști pe El, trebuie să treci peste barierele de comoditate, trebuie să treci peste barierele culturale și trebuie să treci peste barierele criticii.
Care este situația ta? L-ai găsit tu pe el? Ai trecut tu ca și magii peste barierele acestea? Nu-i ușor, nu-i ușor deloc. Dar numele lui este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Nu-i ușor, dar Dumnezeu este cu noi. Și Dumnezeu poate să fie și cu tine. Ia decizia să te apropii de El. Ia decizia să pornești în căutarea Lui. Și mă rog ca Domnul să-ți dea harul să iei decizia aceasta astăzi, ca astfel să te înrolezi în procesul acesta de a-L căuta pe El. Amin.